Eu cu familia mea din Minecraft am găsit 3 paturi diferite. 3 paturi, un pat de zombie, un pat de creeper și un pat de enderman. Aceste paturi ne dau niște puteri speciale care ne transformă în mobii aceștia. Dar lucrul ăsta nu a fost neapărat bun pentru că toți oamenii din orașul nostru au fugit de noi. Rămâneți până la final să vedeți cum a fost toată povestea de astăzi. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Ia mă să vedem și noi ce comentarii mai sunt aici pe YouTube și ce mai zic oamenii de videouri, cu like-uri, cu toate nebuniile. Ia uite, bă, nene. Ia mă să vedem alte nebunii. Ce vrea mă, bebiță, mă, frate, mă? Ce vrea, mă? De du-te și tu, iubita, te strigă bebiță. Hai că mă duc eu. Ia zi, mă, bebiță, ce s-a întâmplat? Ce s-a mai întâmplat de data asta? Explică-mi și mie. Când o să am și eu un pat mai mișto. Mă, ce are, mă, patul tău? Nu dormi bine pe el, te doare spatele. Ce are patul? Ia, yeah. Ce s-a întâmplat? Ce vrei să-mi arăți? Ei, bă, cu un pat decent, care e problema? Comentează și iubita. Uite ce mașină ai. Păi și ce treabă are mașina? Și ce pat avem noi? Ia, yeah, ce pat avem noi? Ia, stai să văd. Să mă bată tata. Cam are dreptate, iubita, să știi. Și tu nu discutăm după. Da, mă, bebiți. Și ce vrei să fac? Vrei să mă duc să-ți iau un pat nou? Hai că mă duc și ți iau un pat nou, dacă asta îți dorești. Iau și pentru noi, iubita. Ce să mai zic acum? Nu mai zic nimic. Iau și pentru noi. Iau și pentru bebiță un pat. Vreau unul verde. Ok, bă, bebiță. Trag pe dreapta unul verde pentru tine. Iubita, nu știu, văd eu ce iau pentru noi. O să... Da. Ia ceva frumos și pentru noi. Bine, hai. Hai că am plecat, hai să mergem să luăm și noi niște paturi de la magazin, că știu că a apărut un magazin de paturi pe aici prin zonă. Ia să-l vedem cum se numește. Bedilă. Dude, cum se numește? Deci, restaurantul, doamne. Magazinul de paturi se numește Bedilă, gen de la bed în Minecraft cu ilă, în combinație de nume românesc. Da, mă rog, hai să trecem peste. Chiar sunt curios să văd ce o să se întâmple pe aici. Uite-l pe ăsta. Mamă, ce, mă, 250 de gârșgani asta de pat. Ăsta, uite, $50 cel mai ieftin. Să trăiți, să trăiți, am venit și eu. Bine m-am găsit la magazinul de paturi. Da, bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit, nu am nimerit. Cu ce vă pot ajuta? Mă uitam și eu la paturile dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți oferta pe care o aveți și voi pe aici la pătulețele astea nebune? Ce prețuri, ce nebunii, ce se întâmplă? Acestea sunt paturile noastre. Ok, 250 ăsta, 50 ăsta. Mamă, cât, mă? 1500. Acestea sunt cele mai bune. 1750, ce știe să facă? Doarme bine și pentru mine ăsta? Ăsta doarme, îmi dă ore de somn în plus? Astea sunt entry level. Și astea sunt cele mai bune. Da, mă mai uit pe aici, mă mai duc eu să mă mai plim, să mă mai uit. Ce pot să zic? Mă găsiți aici oricum. Bine, hai, să trăiți, să trăiți. Mamă, să mă bată tata. Bă, băiatule, tu ai văzut ce prețuri erau la paturile alea? What the fuck? 1000 și ceva de dolari un pat din ăla nebun? Lasă-mă în pui mei. Ce, Dumnezeu, nu-i convine lui Bebe Gani că stă pe paie? Și iubita mea la fel. Doamne, ce magazin scump, frate, mai lasă-mă în pace. Mi-e și aiurea să mă întorc acasă, frate, că nu vreau să-și dea seama că n-am adus nimic, băi, nene. Ce e aia? E o chestie roșie acolo, aia n-am mai văzut-o în sat, băieți. Ia să vedem că știți cum e la noi. Tot timpul, frate, tot timpul noi trebuie să facem diferite chestii în satul ăsta, nene. N-am văzut așa ceva. Ia să vedem aici ce nebunii se află. Văd acolo o casă și parcă văd un nene. Băi, băiatul cu Tesla, ce pui mei aici lângă tine, nene? Uite-i pe ăștia. Bă, ăsta-i casă de zombie, casă de creeper și casă de enderman. Bă, ce vreți, mă, nebunilor? Vreți să ne batem? Uite că vrea să ne batem. Ia de aici și tu. Ia uite, bă, frate, ați văzut cum vreau să mă atace, ești nebun? Dar ia stai să vedem, ce Dumnezeu se află în casele astea lor? Ia uite, au zombie în pereți, are zombie în pereți ăsta, ia ce se află aici. Bă, ești nebun, uite, mare pat de zombie. Ăsta-i patul zombie, nene. Lol, ce tare, ia. Următoarele astea ce sunt? Ăsta ce are aici? Bă, uite un pat creeper. Deci ăștia aveau casele lor gen, și cred că acum dacă mă duc în partea asta probabil e un pat enderman, nu?
Nu e niciun pat aici. Ce, mă? What the fuck? Bă, și mai... Hai de capul meu. Ce are, mă, frate? Hai că trag pe dreapta patrurile astea și... Ui, mie, ce să fac acum? Nu am pat pentru mine, dar asta e. Și să-l tragem pe dreapta și pe ăsta. Ia să vedem. Luăm pe tuțainul ăsta. Îl luăm și pe ăsta. Bă, băi și fete, știți care e chestia? Păcat de... A, uite, acum... Lola, cum a apărut? Ești nebun? Let's go, frate. Bă, mie îmi convine, ești nebun? Mie îmi convine. Că avem acum toată lumea din casă. Are patul lui șmecher, ești nebun? Hai că e tare. Hai că e mega, mega tare. Haideți să le ducem acasă. Să vedem ce reacție o să aibă Bebe Gani. O să-i dau lui Bebe Gani, fiți atentă, cum o să le împărțim. Lui Bebe Gani îi dau patul ăsta de creeper. Iubitei mele îi dau patul ăsta de enderman. Și eu iau patul de zombalou. Că uite că ăsta are bărbuț acolo, cum am și eu în viața reală. Am și o bărbiță. Și da, cred că așa o să, cred că așa am să le împart. Și haideți să vedem și noi, boys and girls, ce reacție o să aibă familia mea, ești nebun? Chiar că sunt tare, tare curios. Nu știu dacă sunt pregătiți ai mei, ești nebun? Ia, hai să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Hopa, am ajuns acasă. Bună seara, bună seara, bambinoșilor. Ce ziceți? Da, le-am luat, am luat, am luat tot ce era nevoie. Am găsit ce pat vrei tu. Ți-am luat un pat verde, bă, bebiță. O, ce fericit e nebunul. Bebiță, ți-am găsit un bat. Ți-am găsit un pat verde. Hai să ți-l montez acum. Vrei să ți-l montez acum sau vrei să dormi tot în ăsta în seara asta? A? Ia, ia zi, bebiță. Hai, montează-l acum. Bine, hai că ți-l montez acum. Bum, bum. Ia uite, bebiță, vino coace. Vino să-l vezi, haide că ți-l-am montat. Nerăbdătorul mai este, pe bune. Uite-te, bebiță, la el. Ce părere ai? Cum ți se pare? A? Ia uite-l, bebiță. Ce mișto e, bă, îi place și lui iubita, mă. Mă bucur, bebiță, că îți place, mă. Meritai și tu să doarmă spatele tău pe un pat șmecher din ăsta. Hai să vin să-l montez. Hai să-l pui și la noi, acum vin, iubita. Ia, fii atentă. Hop. Patul tău e ăsta negru și patul ăsta altul e al meu. Ce părere ai? Ia uite, bebiță, stai liniștit, că o să trebuiască să ne culcăm în curând. Așa că tu pregătește și te bagă-te în pat dacă vrei. Abia aștept să dormi, uite-l de bun, de-abia așteaptă. Uite, iubita, ăsta negru este al tău și ăsta altul e al meu. Ce părere ai? Cum ți se pare? Ți se pare șmechere? Trebuie să închid aici ușița. Așa. Așa. Sunt super repede. Abia așa să mă culc în el. Păi hai, că eu vreau să mă culc, că e puii mei. Mie mi-e cam... Hai, noapte bună. Sob ușor. The next day. Nu mai pot. Ani 30, ce se întâmplă? Oh, what the fuck? E un creeper în casă, iubita mea, stai acolo liniștită. Da, Bebe Gani? Bă, iubita, aoleo, iubita, stai, ce se întâmplă? Iubita, tu ești un enderman și bebiță e un creeper, bebiță, tu ești? Ce se întâmplă? Iubita, cum te-ai ajuns de acolo? What, uite-o. Da, bebiță, ești un creeper. Ești micuț și creeper gen. Iubita se teleportează, ia uite-o. Uite, cred că poate să se ducă și pe afară. Poate să se Da, mami, ia uite-o. Gata, s-a dus afară. Doamne ferește, mă. Vino cu acem, vino în casă, iubita. Poți să intri, ia uite, nu poate să intre. Bă, nu știu ce să facem. Ce ne facem? Și eu sunt zombie. What the fuck acum? Ce se întâmplă? Mamă, iubita încearcă să intre și ea în casă, dar nu mai poate acum. Mamă, sper să nu pățească nimica, iubita. Bă, bebiță, trebuie să rezolvăm cumva treaba asta. Du-te și rezolvă, te rog eu, mi-e frică. Da, măi, mă duc să rezolv. Ce să fac, iubita, acum? Trebuie să mă duc să rezolv problema asta. Uite-te și tu, sunt un zombie. Rezolvă, te rog eu, hai că mă duc. Sper să rezolv cumva. Dacă aș avea ce să rezolv, în puii mei. Am ce să rezolv, că nici nu-mi dau seama ce ar trebui să rezolv. Oh my god, și iau și foc în puii mei. La soare efectiv iau foc, frate. Ce mă fac? Bă, se pare că nu mai mă afectează soarele. Nu știu ce s-a întâmplat mai devreme acolo de mă afecta soarele. Bă, lasă-mă pace. Sunt eu Gani. Sunt eu efectiv, sunt Gani. Nu mă bate, te rog eu. Eu, bă, lasă-mă pace, nu vreau. Rândunele, ce zici, mă, Rândunele? Eu sunt. Bă, Rândunele, eu sunt. Lasă-mă pace, nu întar mine. Bune, nene, eu sunt.
What the fuck, fug toți ăștia de mine, vorule. Am și eu nevoie de voi, fraților, să mă salvați în puii mei. Că sunt zombalou. Doamne, cum scap eu acum de chii? Și acum nici nu mai am picioare și, nu mai am picioare și mână. Bă, ce mi-au făcut ăștia mei? Mi-au furat mâinile și picioarele. Cum mai țin echilibru? Uitați-vă cât de ciudat se vede asta. Ce să fac? Hai să mă duc și eu acasă puțin în puii mei. Să văd ce au oamenii ăștia de zis. Poate au rezolvat. Bebiță! What? Cum de? Bebiță, cum de ești? Tu, gen. Cum de ți-ai revenit? Mami, un zombie. Eu sunt, bă, bebiță! Nu mai mă știi, uite, mă, sunt taică tu. Adică, da, mă rog, sunt un zombie acum. E doar tati. Păi normal că sunt eu, ce ai? Cum ai? Cum ați rezolvat să nu mai fiți... Să mai fiți monștri? Huh? What the fuck? Cum ați făcut chestia asta? Adică eu mă băteam capul. Acum am rezolvat, a trecut de la sine, lol. Pă bune că e atât de efectiv. E atât de simplu. Pă bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.